Eveniment cultural de excepție la sfârșitul săptămânii trecute la Râmnicu Sărat. Oficialități, oameni de cultură din țară și din Republica Moldova, profesori, dar și elevi l-au omagiat pe marele scriitor Grigore Vieru la 85 de ani de la naștere. Manifestările dedicate vieții și operei poetului au avut loc la bustul scriitorului amplasat în parcul care-i poartă numele. Se împlinesc astăzi 85 de ani de la nașterea poetului, marelui poet național și al tuturor românilor, Grigore Vieru, și ne-am adunat să omagiem personalitatea și opera marelui poet astăzi aici, în prezența a numeroși reprezentanți și aleși reprezentanți ai Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. Am făcut o cale lungă, dar foarte iute, de la Chișinău până la dumneavoastră, să fiu alături de dumneavoastră, dat faptul că acum, mai mult de 15 ani, pentru prima dată, la rugămintea unui grup mare de oameni de o cuscădere a dumneavoastră de aici, m-a rugat să-l aduc pe Grigore Vieru la dumneavoastră. Și mi s-a reușit. Și de aici vreau să vă mulțumesc dumneavoastră de grija care o purtați și bucuria care o aveți avându-l pe Grigore Vieru și în monument și în sufletul dumneavoastră. Poeziile și articolele lui Grigore Vieru, inclusiv cântecele compuse pe versurile scriitorului, au avut un rol însemnat în deșteptarea conștiinței naționale a românilor din spațiul dintre Prut și Nistru. Este un gest pe care îl salut din inimă a celor care străjuiesc aici în cadrul Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, a autorităților care sunt cu adevărat înfipte în românismul local și a celor care străjuiesc la menținerea memoriei. Vieru, astăzi, 14 februarie, este născut pentru a fi simbol de românism, de românitate. Am spus că este arhanghel păzitor al limbii române. Autoritățile din Râmnicu Sărat consideră că numele lui Grigore Vieru și opera sa vor dăinui permanent în conștiința românilor. De mulți ani la Râmnicu Sărat pot spune că este loc de pelerinaj la ziua, la bustul marelui Grigore Vieru, un român adevărat, cel care ne cheamă în fiecare an de ziua domniei sale să ne reculegem și deodată să purtăm în gânduri așa atât opera sa, cât și pe domnia sa ca om, cât și românismul în sine. Poetul Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935 în satul Pererâta, județul Hotin, în prezent raionul Briceni. El este autorul mai multor volume de versuri, iar opera sa a fost tradusă în engleză, rusă, germană, italiană, bulgară, dar și în alte limbi. În 1988 i-a fost acordată cea mai prestigioasă distinție internațională în domeniul literaturii pentru copii, diploma de onoare Hans Christian Andersen. Grigore Vieru s-a stins din viață la 18 ianuarie 2009 în urma unui accident rutier.